Bună seara și bine v-am regăsit! Emisiunea de astăzi este una specială, suntem în preajma Crăciunului și ce moment este mai potrivit decât acum să vorbim despre obiceiuri și tradiții românești, despre evenimente culturale care promovează folclorul și identitatea neamului nostru și despre o muncă asiduă depusă de niște oameni pasionați care duc mai departe moștenirea noastră culturală și care, prin tot ceea ce fac în domeniul cultural, îi putem numi adevărați antreprenori. Și dați-mi voie să vi prezint doamna Lia Codrina Conțiu, lector doctor la Departamentul de Științe Economice și președinte al Asociației pentru Dezvoltare și Cultură Mureș, și doi domni care, dincolo de faptul că sunt interpreți de muzică populară, conduc asociații culturale cu o bogată activitate în domeniu. Costi Dumitru, președinte al Asociației Culturale Dorul Mureșene, și Ovidiu Furnea, președinte al Asociației Culturale Grai Ardelean. Bună seara și bine ați venit! Bună! Bună seara tuturor! Mă bucur că avem ocazia să discutăm despre activitatea și despre proiectele voastre. Pentru a lansa discuția, aș vrea să vă întreb și o să vă rog să răspundeți fiecare, să interveniți când simțiți nevoia, nu vreau să fie o discuție foarte formală. De unde vine această pasiune, acest foc interior care vă îndeamnă să vă zbateți pentru folclor, pentru tradiții și pentru tot ce are mai sfânt neamul românesc? Și de ce faceți toate aceste eforturi de a culege piese, de a le înregistra, de a organiza evenimente, festivaluri sau de a promova portul nostru tradițional? E o întrebare mai complexă sau sunt mai multe întrebări, așa că o să vă rog să dezvoltați subiectul și dați-mi voie să încep cu Lia. Față de colegii mei, eu doar continui ceea ce a început tata, Vasile Conțiu. El era pasionat de folclor, a fost profesor la Școala Populară de Arte, a fost interpret de muzică populară și etnomuzicolog, a cules de pe câmpia Transilvaniei și din comuna Râciu, unde s-a născut, multe cântece pe care le-a transpus mai apoi pe portativ. Ele se regăsesc în trei cărți, o carte chiar e dedicată colindelor. Și știu că Ovidiu Furnea a ales câteva dintre aceste melodii. Ce mi-am dorit eu cu festivalul pe care îl organizez în memoria tatălui meu e să ducem mai departe autenticitatea folclorului în interpretarea tinerilor. Și eu mă bucur că vin din urmă tineri talentați care înțeleg că autenticitatea portului și a cântului este foarte importantă și tata punea accent pe acest lucru. Era foarte exigent, nu lăsa pe nimeni să deterioreze sau să altereze ceea ce există în zestrea noastră națională. Costi? Da, de unde pasiune? Pot să spun că am avut șansa unei copilării frumoase, unei copilării în care oamenii, pentru că vorbim de colinde, oamenii se strângeau seara, băieții în special, gașca de băieți, și umblam la colindat. Am avut șansa că pe vremea să ni se deschidă toate porțile și chiar ușile de la blocuri, pentru că se colinda și la un cartier de blocuri, și mi-au rămas în minte acele colinde ale copilăriei cu tot ce înseamnă bucuria sărbătorilor de iarnă. Sigur, timpul a trecut, pentru că la vremea respectivă nu făcusem școală populară de artă, nimic. Am avut alte preocupări între timp, o facultate, o familie, o casă, un pom, cum îmi place mie să spun, doi copilași. După care, întâlnind oamenii potriviți, aș putea spune, m-am hotărât să urmez cursurile școlii populare de arte. În cadrul acestei școli, pentru că se leagă de colinde, am reușit să constitui în urmă cu 5 ani grupul vocal folcloric Maris. Așa a început povestea mea cu colindele, mă rog, o formă mai, să spunem, mai profesionistă sau mai aranjată sau mai concertată, coordonată oarecum, în sensul în care cu acest grup vocal am organizat în fiecare an concerte de colinde, am colindat la prieteni, am colindat la instituții publice, am colindat la universitatea noastră UMFST, pe care cu toții o cunoaștem, și ne bucurăm, mă rog, mai puțin în 2020, care este un an special, îi spun eu,
Am colindat și am bucurat oamenii în ultimii 5 ani. Deci pasiunea, cred că la fiecare vine din copilărie, ne-au rămas niște amintiri plăcute pe care unii reușim, alții nu reușim din vari motive să le ducem mai departe. Eu cu Ovidiu, prietenul meu Ovidiu Furnea, am reușit și reușim să facem acest lucru. Așa ne-a ajutat Dumnezeu. Asta ar fi cu pasiunea. Da. Revenim la discuție, Ovidiu. Eu pot să spun că am început să cochetez cu muzica tradițională, cu muzica populară, încă de la grădiniță, pentru că am primit un cadou din partea bunicului meu, un costum popular care a fost purtat atât de bunicului, cât și de tatălui, cât și de bunicul, și pe urmă a ajuns la mine. Încă l-am și acum în dulap, dacă o să-l găsesc, o să vi-l arăt. De acolo pot să spun că a început cumva dragostea față de muzica populară și vă spun și de ce. M-am îndrăgostit de aceea ei. Era atât de frumoasă și îi frumoasă. Am purtat-o la toate serbările. Bineînțeles că acolo am început să cânt, pentru că doamna educatoare a descoperit în mine acest talent. Și pe măsură ce anii au trecut, s-a înființat aici la noi la Ungheni, că eu sunt de la Ungheni, un ansamblu popular, ansamblu Hora. Am participat atât în calitate de dansator, cât și în calitate de interpret de muzică populară. Și ca să pun bazele mai bine a interpretului Ovidiu Furnea, m-am înscris la Școala Populară de Artă când am avut vârsta de 15 ani. Am participat la foarte multe festivaluri concurs în țară, ca și concurent, alături de alți tineri interpreți din țară. Ne-am făcut mulți prieteni, ne-am îndrăgostit, ne-am rădăcinat și mai tare de muzica, în muzica populară românească. Și acum, iată că, pe lângă faptul că am ajuns oarecumva liber profesioniști în acest domeniu, colaborăm cu ansambluri profesioniste, colaborăm cu tot felul de instituții ale statului, pot să spun că am ajuns să organizăm noi, așa cum ne-ar plăcea nouă, aceste evenimente, concursuri, festivaluri pentru tineri interpreți și încercăm să punem și noi umărul la a duce folclorul mai departe și a descoperi tinere talente printre cei mai tineri. Așa a venit și rândul să îl întâlnesc pe prietenul meu Costi Dumitru la un eveniment cultural, ne-am împrietenit, ne-am asociat și acum chiar pot să spun că organizăm împreună și cu doamna Lia tot felul de evenimente culturale. Ne sunăm, ne întrebăm ce ar mai fi de făcut, cum putem face să aducem cât mai multă lume alături de noi și să ajungă folclorul mureșean la urechile întregii țări și de ce nu întregii lumi. Cred că am spus povestea din aia așa lungă. Menționam mai devreme numele asociațiilor pe care le coordonați și în cadrul cărora sau prin care organizați diferite evenimente și mi-a plăcut foarte mult ideea că în fiecare nume am regăsit ceva din patriotismul local. Vorbim de doruri mureșene, de grai ardelean sau de dezvoltarea și cultura din Mureș. Mă bucur că ați inclus cuvinte din zona noastră și știu că aveți activitate bogată, sunt multe, multe evenimente pe care le-ați organizat și vă invit să detaliați puțin și să ne prezentați așa care sunt proiectele voastre de suflet. Costi, te rog. Da, aș continua povestea prietenului meu, Ovidiu Furnea, spunând că exact ce a spus el, de asta se regăsesc cuvintele mureșan, ardelean și așa mai departe în nume, pentru că chiar dorim să punem pe harta țării și a lumii, cum zice Ovidiu, tot ce este mai frumos din punct de vedere artistic, tradițional, folcloric în special, aici în zona Mureșului. Pentru că, așa cum spunea și Ovidiu, noi cântăm nu doar în Târgu Mureș, mergem peste tot și peste tot ne recomandăm ca fiind din Târgu Mureș sau din zona Mureșului sau cum vreți să-i spune. Și atunci este foarte important ca identitatea locului pe care o reprezint să fie cunoscută pe mai departe. Revenind la asociația care mi-e atât de dragă, Doruri Mureșene, am înființat-o numai cu 4 ani, cred, 4-5 ani. Și din dorința de a avea oarecum un mecanism, un driver prin care să pot organiza, așa cum știu și telespectatorii UMPST Live,
ca să accesezi anumite fonduri, pentru că orice eveniment implică costuri categoric, ai nevoie de un driver. Și atunci am constituit Asociația Dururi Mureșene. Am două proiecte de suflet, așa cum bine ai spus, Mihaela. Două proiecte care se referă la două simboluri naționale din punctul meu de vedere, respectiv Ia Românească și Imnul Național. Sunt două elemente constitutive, să zic așa, ale neamului românesc până la urmă, fără a spune cuvinte mari, care din punctul meu de vedere trebuie amintite, reamintite, respectate, promovate în fiecare an și oriunde ne-am afla, nu în Mureș, nu în București, Craiova, Iași, Timișoara, peste tot, peste tot. Și din câte știu, de exemplu, Ia Românească e purtată cu mare bucurie peste tot în lume. Din păcate, numai la sărbători, din păcate. Aceste două evenimente sunt oarecum diferite din punct de vedere al încărcăturii emoționale. Sigur, Ia Românească este o chestiune este nu numai o chestiune de suflet sau evenimentul în sine nu este doar un spectacol folcloric, el este construit pe o parte de educare, o parte de conștientizare, o parte de informare a publicului despre ceea ce este Ia Românească și aici mă bucur de colaborarea sau parteneriatul, mai bine zis, cu Muzeul de Etnografie și Artă Populară Mureș, este care susține un mic simpozion de fiecare dată. În spatele sau lângă acest simpozion, totdeauna publicul poate vedea o expoziție bogată, impresionantă de costume populare vechi, inclusiv cămăși populare sau ei, ale unor artiști consacrați și aminteam astăzi într-o altă emisiune de Tanti Rafila Moldovan, care este un artist desăvârșit, o femeie deosebită, o persoană extraordinară, este și tezaur uman viu, din câte știu. Și expoziția asta dă o altă coloratură evenimentului în sine, pentru că noi nu facem nici eu, nici Ovidiu, nu facem spectacole, noi creăm evenimente care să capteze nu doar atenția iubitorilor de muzică, ci și să devină și un instrument de educare a publicului până la urmă. În spatele unui eveniment, în urma unui eveniment, de fapt, trebuie să rămână ceva. Și atunci avem expoziție de costume populare, publicul poate discuta cu acești artiști la modul cel mai simplu, cel mai direct și sunt oameni extraordinari, după care, sigur, urmează un concert folcloric, muzică și dansuri populare. Și mă bucur să mi-aduc aminte acum, unul dintre parteneri de dansuri este chiar ansamblul Hora Ungheni, de care amintea Ovidiu Furnea. Da, este frumos și cred că nu doar pentru public, și pe noi ne dă o energie aparte organizarea acestor evenimente. Personal, având o profesie destul de precisă, de exactă, care necesită destul de multă seriozitate, mie mă salvează de multe ori. Și atunci, sigur, recomand oamenilor să asculte muzică populară, să se îmbrace costum popular, să participe la evenimente și să facă lucruri care adună oamenii la bucurie. Asta ar fi cu Ia Românească. Imnul național are o altă încărcătură, sigur, merge către patriotic, e un simbol național care nu trebuie uitat. Din păcate, întrebând prieteni, rude, oameni, elevi, studenți, puțină lume știe când este ziua imnului național. Iarăși un element definitoriu al țării, al României. Acolo muzică patriotică, orchestră, bineînțeles, și de fiecare dată îl amintesc pe domn profesor Ioan Conțiu de la Casa de Cultură Eugen Nicoară, a cărui orchestră își face treaba întotdeauna extraordinar. Și artiști de seamă aducem nu doar din Mureș, ci și din afara județului, artiști reprezentativi pentru muzică patriotică, dar mai ales ce vreau să spun că totdeauna invităm artiști foarte tineri, foarte, foarte tineri. Încercăm să promovăm și tinerii care până la urmă, stând cu noi, cu alții, cu publicul și așa mai departe, până la urmă învățăm unii de la alții și încercăm să mergem înainte. Cam asta ar fi pe scurt povestea. Așa e. Mulțumesc. Lia? Festivalul pe care îl organizezi tu? Eu sunt implicată alături de Ovidiu. Ovidiu întotdeauna a fost lângă mine și m-a ajutat. În Festivalul Concurs Național de Folclor pentru Tineri Interpreți In Memoriam Vațile Conțiu. Are un titlu lung. Ceea ce mi-am dorit, nu eu sunt inițiatoarea acestui festival și trebuie să-l menționez pe Titi Boancă, el a început acest festival
Ar fi fost în anul acesta la a noua ediție. N-am reușit, să sperăm pe la anul. Ce ne-am dorit inițial e să promovăm Câmpia Transilvaniei. Tata a iubit câmpia și a încercat să o surprindă în diferite aspecte legate de folclor. A fost teren, a cules și noi am dorit să ducem mai departe. Dar ne-am dat seama că dacă restrângem acest festival doar la Câmpia Transilvaniei, pierdem foarte mult. Și festivalul a ajuns, el este numit național, dar la un moment dat putem să-l denumim chiar internațional pentru că am avut participări din Republica Moldova. Am încercat să-l aducem la un nivel calitativ și ne-am dorit orchestră. Pomenea Costi de domnul Ioan Ponțiu, este doar o coincidență numele nostru, dar este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului și întotdeauna mi-a făcut plăcere să-l am alături. Și avem un juriu care eu îl consider profesionist, pentru că este foarte important și pentru că Costi pomenea de costumul nostru tradițional, am introdus o probă care nu este foarte, zicem, foarte ușoară pentru interpreți și a pus de foarte multe ori în dificultate. Sunt nevoiți să-și descrie costumul popular și pe baza acestei descrieri să noi acordăm un premiu, cel mai autentic costum popular și aici o avem alături pe Livia Marc, pe doamna Livia Marc de la Muzeul de Etnografie și Folclor, o adevărată profesionistă și întotdeauna am găsit costumul acela tradițional, autentic. Am văzut pe scenă nu numai tineri frumoși, dar și costume frumoase, voci bune și eu mă bucur că prin acest festival încercăm să îi învățăm puțin câte puțin, nu eu, ci cei care se află în juriu, ce înseamnă tradiție, ce înseamnă autenticitate. De multe ori vin cu repertorii care nu sunt din zona lor și atunci juriul le recomandă în această direcție anumite repertorii și tinerii învață, se simt bine întotdeauna și aici și Ovidiu poate să confirme acest lucru că el este puțin mai apropiat de ei ca vârstă. Întotdeauna a fost veselie, au fost emoții. Când am adus festivalul pe scena mare a Palatului Culturii, toți interpreții care s-au urcat pe scenă au spus că au avut niște emoții fantastice, deci scena aceea, nu știu ce are deosebit, dar are ceva deosebit și ar trebui să o folosim pentru că avem un loc special, Palatul Culturii, prin tot ceea ce ne oferă. Au avut emoții, s-au bucurat, au cântat alături unii de ceilalți și s-au și distrat până la urmă, pentru că asta e menirea unui festival, un festival concurs, să ne și bucurăm și să ne distrăm, să cântăm, să ducem mai departe tradițiile noastre frumoase. Mulțumesc. Ovidiu, te rog. Eu pot să spun că din anul 2014, de când am înființat Asociația Culturală Graiar de Lean, am fost de cele mai multe ori un adevărat partener sau un partener de încredere în organizarea de evenimente culturale, dar am zis hai să încerc să caut ceva, să pot să fac eu ceva, tot așa în numele Asociației Culturale Graiar de Lean. Și am ajuns la concluzia că trebuie să ne legăm de sărbători românești, să ne legăm de ce nu, de Ziua Națională a României. Au fost câteva momente în care am căutat în calendar ortodox ce aș putea să fac și am găsit anul trecut, că doar de 2 ani pot să spun că sunt cumva organizator 100% a unui festival întreg care mi-aparține cumva. Anul 2019 a fost numit de Arhiepiscopia Ortodoxă Română anul țăranului român, a satului românesc, a oamenilor gospodari, a primarilor, a tuturor preoților. Și am înființat un festival, festivalul Plai Străbun. M-am gândit să aduc în fața spectatorilor și telespectatorilor cum era viața odinioară. Am
vrut eu mai multe să fac acolo, chiar și teatru, ceva de frământatul pâinii, ceva de muzică, ceva de șezătoare. Nu am reușit, dar am reușit să fac un spectacol frumos, tot așa cum zice și Costi, am colaborat cu Orchestra Hora de la Reghin. Anul acesta trebuia să fie a doua ediție, nu ne-a ieșit, sperăm anul viitor să reușim să-l ducem mai departe. Pot să spun că e un proiect de suflet acesta și mai am unul care mi-e tare drag, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, de vreo 3 ani de zile, facem cumva Ziua Națională împreună. Ideea mea a fost să aducem la Târgu Mureș oameni din satele județului Mureș, îmbrăcați în costume populare, cu steaguri, și să facem o paradă a portului popular românesc, fiecare din zona lui, în centrul orașului. Am reușit să facem acest lucru și vă mărturisesc că a fost ceva foarte frumos și foarte greu de făcut, pentru că am avut nevoie de foarte mult sprijin din partea autorităților locale, dar până la urmă s-a mobilizat și am făcut ceva frumos. Am reușit să punem în scenă și câteva momente profi cu interpreți de seamă ai cântecului popular românesc. Chiar și anul acesta trebuia să facem ceva frumos în Piața Victoriei la noi, dar din păcate nu am reușit. Este cumva... Anul trecut a fost cumva a patra ediție care am organizat-o eu de 1 decembrie. Am mai intrat într-un parteneriat frumos și la festivalul de pe Valea Mureșului și chiar am vorbit și cu Costi. Ne-am dorit să organizăm ceva pentru Câmpia Mureșeană, pentru Valea Târnavelor, pentru că sunt zone extraordinare care au niște cântece frumoase și melodioase și trebuie să le reprezentăm cumva printr-un festival și să le promovăm, să le audă toată țara, să le audă toată lumea, așa cum am spus și înainte. Îmi doresc mai multe, am multe idei, dar nu prea stăm bine cu timpul în perioada asta. Da. Mulțim mult! Toate activitățile, proiectele, evenimentele pe care le organizați sunt minunate și vă felicit. Și vreau să vă invit, înainte de a continua cu discuția, să ascultăm o colindă, că suntem aproape în ajunul Crăciunului. Aleluia, și cu multă bucurie, aleluia.
ce veste mare, haleluia! Și la casa dumitale, haleluia! Că s-o născut pe pământ, haleluia! Iisus pruncul cel mai sfânt, haleluia! Cinci parale, haleluile, că știm că ești gazdă mare, haleluile. Dă-ne și vreo cinci parale, haleluile, că știm că ești gazdă mare, haleluile. Într-o-i stuță un covrin, haleluile. Ne-ați prezentat toate aceste rezultate care au ieșit din munca voastră și din efortul vostru și din tot ce ne-ați spus pare așa simplu și frumos, însă știu că în spate este o muncă enormă și că sunt multe provocări cărora trebuie să le faceți față și uneori lucrurile poate nu merg atât de simplu. Și vreau să vă întreb care sunt aceste provocări, probleme poate și eventual ce soluții vedeți astfel încât această activitate culturală într-adevăr să beneficieze de tot sprijinul pe care îl merită. Știm cu toții că nu întotdeauna cultura este pusă pe primul loc și din acest motiv tot ceea ce faceți voi este și mai mult de apreciat. Costi. Da, apropo de cultură, nu este întotdeauna. Cultura rămâne acea poveste frumoasă cu cenușăreasa, știi, îmi place mie să zic. Tot mai puțină lume este atentă la cultură, ca și la educație în general. Tot mai puțin bani se investesc, pentru că asta e realitatea, să conservi ceva. Discutam zilele astea cu cineva despre conservarea tradițiilor, te costă bani. Să implici oameni costă bani și așa mai departe. Da, orice proiect implică un anumit tip de efort și un anumite parteneriate. Sigur, când te gândești la un proiect, întâi trebuie să știi ce-ți propui. După ce știi ce-ți propui, te gândești și la o echipă de proiect. Aici deja pot apărea chestiuni, probleme. O echipă însemnând oameni care să se ocupe, nu știu, de invitații din afară, de, cum să zic, de căutarea unui loc bun pentru evenimentul respectiv care să se preteze. Ajungem după aceea la finanțare. Trebuie să cauți parteneri financiari care pot fi de obicei de stat, mă rog, instituții publice, respectiv sponsori. Când discutăm de sponsori, revenim la cenușăreasă. Nimeni nu bagă bani în cultură. Dacă se poate, vorba lui Ovidiu, un fotbal, are el o poveste cu fotbalul, atunci e extraordinar. Sau, nu știu, un altceva mult mai practic.
Pot apărea probleme la, nu știu, la metode de promovare. Te adresezi unui ziar, unui radio, unui așa ceva și s-ar putea să te refuze, pentru că nu este în grila lui un eveniment cultural de tipul celor pe care le organizăm noi, folclorice. Vă spun din experiență. Am mers să caut sponsor la companii mari și mi s-a spus că nu intră în grila lor de promovare. Mă rog, nu ai ce să le răspunzi. Zilele astea am avut o întâlnire tot online și cu domnul profesor Pastor și dânsul spunea: dom'le, e jenant la un moment dat să mergem și să cerșim bani, că nu-i cerșim pentru noi ca să ne îmbrăcăm, să, nu știu, să ne luăm o mașină mai scumpă. Până la urmă, tot ceea ce facem noi se adresează publicului larg. Sigur că e plăcerea și pasiunea noastră. De asta ne-am făcut asociații, de asta ne-am adunat mai mulți organizatori, să creăm ceva frumos, până la urmă să aducem bucurie, optimism, speranță până la urmă oamenilor. Sunt multe chestiuni. Poți să ai probleme cu artiștii, poți să se întâmple unul din artiști să te anunțe cu o zi înainte că s-a întâmplat ceva. Poți întâmpina greutăți din partea autorităților. Ți se poate strica sonorizarea. Și noi am pățit cu Ovidiu de 1 decembrie o poveste de genul ăsta, o oră jumate s-a întrerupt tot spectacolul și au plecat oamenii acasă, știi, Ovidiu? Deci sunt multe. Cert e că trebuie să te gândești foarte bine, să stai mult în birou și să le pui pe hârtie și să fii foarte sincer cu tine în primul rând. Adică poți să te întinzi atâta. E bine să nu-ți propui lucruri prea mari dacă știi că nu te poți întinde. Povestea cu plapuma o știe toată lumea. Da, și să găsești acei oameni care sunt dispuși să îți întindă o mână. Da, hai să le de experiență. Știi, experiență, socializare, conexiuni, cât ai dat și tu înainte, primești înapoi la un moment dat sau sper că vei primi la un moment dat, mă rog. Sunt multe provocări. Nu știu, colegii mei, ce și ei s-au lovit cu siguranță de multe provocări. Cert e că trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți. Să nu fim secretoși, să împărtășim din experiența noastră, să ne susținem și, cum zicea și Ovidiu, noi chiar ne-am propus să facem împreună. Oricum ne sfătuim și cu Lia și cu ne sunăm tot timpul. Nu cred că vorbim de cultură e cazul unei competiții. În cazul culturii, educației, cred că ar trebui să fim cât mai mulți în aceeași direcție. Din păcate, știm că lucrurile nu stau așa. Cât mai uniți, dar noi ne străduim. Noi cel puțin. Așa e. Ovidiu? Eu vreau să dau dreptate lui Costi. Într-adevăr, e o provocare, cred că, orice etapă a organizării unui eveniment, începând de la scrierea proiectului, la întocmirea bugetului, la, nu știu, realizarea portofoliului de furnizori, pentru că până la urmă cei care ne ajută cu sonorizarea, cu luminile, cu filmarea, cu fotografierea, microfoane, multe chestii, sunt niște furnizori de servicii pe care noi îi angajăm prin contracte. Se pot da multe peste cap, așa cum a zis și Costi, și la nivel de artiști, pentru că se poate întâmpla, de exemplu, data de 1 decembrie este una dintre cele mai solicitate date în zona asta artistică, mai ales la bărbați. Și când noi ne dorim să vină un nume mare, spre exemplu Nicolae Furduiancu, să-l aduc la Târgu Mureș, să ne cânte câteva cântece patriotice, îmi spune: pot să vin la spectacolul tău la ora 2 și 5 minute dacă nu intru în scenă, îmi pare rău, nu mai pot să vin în ziua respectivă. Și atunci, începând de la oficialitățile statului, care ei organizează parada militară la o anumită oră, toate trebuie puse minut cu minut, de la un capăt la altul, ca să le putem organiza așa cum se cuvine. Așa a fost și anul trecut, când, sau acum doi, anul trecut sau acum 2 ani, cred că anul trecut, când parada militară s-a terminat undeva la ora 1 și scena încă nu a fost montată. Băieții de la scenă se chinuiau cu boxele, fugeau cu cablurile și nu am reușit să dăm drumul la spectacol. Automat după ce ultimul soldat a trecut prin fața scenei. Ne-am dorit să facem o hora unirii acolo cu toți participanții la parada militară, după care să începem spectacolul propriu-zis. Am stat o oră și jumătate, era frig, erau minus 12 grade, oamenii au plecat acasă și noi am rămas și cu vreo 100 de oameni. Deci toate acestea sunt niște provocări.
Bineînțeles, până la urmă și adunatul și strânsul sculelor și, și plecatul e o provocare de acolo. Deci... Da, înțeleg că sunt multe lucruri de reglat, de armonizat, ca totul să iasă foarte bine. Da, și nu, nu există perfecțiune, asta am vrut să zic. Tot timpul trebuie să lăsăm loc de să mai avem 5 minute de ceva, 5 minute de altceva, să lăsăm timp și spațiu. Cam asta e cea mai... Da, să fim flexibili, deschiși și înțelegători cu orice se poate întâmpla. Aș vrea să revenim la un subiect pe care tangențial deja l-am deschis în emisiunea noastră, cel legat despre educație. Spuneai, Costi, înainte că prin toate evenimentele pe care le organizezi, de fapt este o formă de educație. Și noi, în cadrul universității, facem educație și prin intermediul acestei emisiuni ne propunem să contribuim cu ceva la educația în domeniul culturii. Și aș vrea să te întreb, Lia, pentru că știu că tu ești direct implicată ca și cadru didactic, gestionezi și o disciplină în zona aceasta a evenimentelor și să ne spui puțin din experiența ta și proiectele pe care le-ai făcut cu studenții și apoi Costi și Ovidiu să vedem cum vedeți voi și de unde ar trebui să înceapă această educație și cum putem contribui fiecare. Lia. Da, într-adevăr, de 3 ani am o disciplină, predau această disciplină, managementul evenimentelor, la masterul de ACTS, administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii. Și ce mi-am dat seama predându-le această disciplină e că masteranții au prea puțin habar de ce înseamnă organizarea unui eveniment. Și atunci am intrat direct în organizarea unui eveniment. Prima generație care a fost implicată, pentru că eram preajma Crăciunului, totdeauna s-au gândit la ceva emoționant. Au mers în direct la unei case de copii, un eveniment caritabil și l-au numit un Crăciun cu noi. A fost un eveniment reușit, zic eu, dar și-au dat seama ce înseamnă și cât de multă muncă presupune acest lucru, cât de multă pasiune trebuie să depună. Nu a fost ușor, pentru că am avut moș Crăciun, am avut colinde, am avut cadouri, am avut scrisori pe care le-au scris copiii, dar a ieșit extraordinar, iar în cel de-al doilea an ne-am adresat unei case de bătrâni și s-a numit Zâmbete de Crăciun. Iarăși am avut muzică, am avut glume, am avut un student care a fost Moș Crăciun și a zis glume. Noi inițial credeam, el a ales glume și studentul, masterandul respectiv, are o anumită vârstă, deci nu e la 20 și ceva de ani, și a ales glume din comunism. Inițial am avut așa mici strângeri de inimă că aceste glume nu vor fi primite bine, dar au prins foarte bine la bătrânii care au venit în număr foarte mare. Am avut niște emoții, cel puțin eu, nu știu ei dacă au avut, când i-am văzut în sală, am încremenit și am zis, auleu, ce vom face? Dar nu ne mai lăsau să plecăm. Deci a fost atât de emoționant la un moment dat și nu știam cum să ne rupem de ei ca să nu simtă această ruptură. Anul acesta, în schimb, pentru că nu putem să ne întâlnim față în față, am inițiat o serie de evenimente online în care avem invitați organizatorii festivalului Maris Fest, Ovidiu Furnea, Costi Dumitru și Cristian Țăran au fost invitații noștri ieri în cadrul unei întâlniri online și încerc să le arăt masteranților ce înseamnă să organizezi un eveniment. Sincer, în momentul în care îi întreb, nu prea știu. Și ceea ce m-a frapat e faptul că tot timpul se gândesc, da, lumea nu vine la un eveniment de genul acesta dacă nu primește ceva, dar ceva de mâncare,
din păcate. Și nu numai dragostea trece prin stomac, ne dăm seama că și cultura trece prin stomac. E imposibil uneori să îmbinăm arta culinară cu tradiția și cu folclorul. Uneori chiar nu se poate, chiar dacă ne-am dorit și prin aceasta am atrage publicul în sală. Ceea ce discutam și ieri și ceea ce am resimțit eu în organizarea festivalului, lăsând la o parte ceea ce a zis Costi și Ovidiu, faptul că ne lovim de foarte, foarte multe dificultăți, printre care prima este cea financiară, e faptul că lumea nu prea vine la genul acesta de evenimente. Nu știu de ce. Poate că s-au obișnuit cu evenimente care sunt gratis și atunci nu mai acordă aceeași importanță unui eveniment de genul acesta. Poate că ar trebui să începem educația în să venim spre cultură, educându-i pe cei mici și ce înseamnă și faptul că prin toate aceste tradiții și obiceiuri ne menținem identitatea noastră națională. Fără aceste lucruri suntem pierduți și nu avem o identitate. Nu putem spune că aparținem unui loc fără să-i cunoaștem tradițiile și obiceiurile. Nu știu, eu sper că încercând prin evenimente mici, pașii pe care îi facem să ducă undeva și să-i atragem spre genul acesta de evenimente în care să contribuie. Chiar dacă sunt gratis, din păcate, și nu sunt de acord cu acest lucru, dar pentru că acesta este trendul deocamdată, nu ne putem lupta cu morile de vânt, deci trebuie să mergem acest trend și să oferim spectacolele gratis, ceea ce este de foarte multe ori dificil din perspectiva financiară. Costi, da. Ovidiu? Vreau să spun că, acum că ați amintit de public și de spectatori, noi ne luptăm în spectatori, adică cine are mai mulți spectatori. Deja e o provocare și asta. Ba la un spectacol e plină sala, ba la un spectacol sunt 10 oameni, ba la un spectacol e jumătate de sală. Nici cum nu e bine. Și toate spectacolele au fost de calitate. Nu a fost niciunul de o calitate mai joasă sau nu știu. Nu știu ce e de făcut. Ideea e că cred că trebuie să începem de acolo, de la grădiniță, să promovăm cultura, folclorul, tradiții, obiceiuri. Poate și o, nu știu, o oră de desen, de desenat costume populare din anumite zone ale țării ajută cu ceva. Dacă știe că culorile astea care le purtăm noi în zona Mureșului, alb și negru, îs de aici, sau modelele respective de pe costumele noastre sunt de aici, deja e un câștig. Până la cântece, trebuie să știe măcar cum arată portul popular. Pe urmă cântece, pe urmă graiu și așa mai departe. Obiceiuri, tradiții, chiar și culinare, că vorbeam și de tradiții culinare. Ne-am gândit să organizăm și eu organizez și spectacole din astea în natură, zile câmpenești, unde se face guiaș, unde se face pâine, unde se fac concursuri. Tot de vârsta a doua reușim să atragem. Nu știu ce va fi. Da, dar până la urmă, fiecare om care este prezent acolo contează, sigur, nu neapărat, da, un număr mai mare sau mai mic, deci cu siguranță mesajul vostru ajunge acolo unde trebuie. Costi, de unde începem cu educația? Oh, cred că sunt două chestiuni, una legată de conștientizare și cred că asta ar trebui aici să ne adresăm, cum să zic, decidenților, din păcate politici, cei care decid bugete și, deci, pe de o parte conștientizare, deși mai vorbeam cu Ovidiu altă dată, dacă iei unul la unul pe fiecare sau la o discuție, la o cafea, toți sunt de acord că trebuie să ne păstrăm tradițiile, să le respectăm, să le promovăm. Când ajung în Parlament sau în Consiliu sau unde vreți voi, lucrurile se schimbă un pic, pentru că totdeauna sunt alte priorități. Cu asta închid, vis-a-vis de autorități. Sunt și oameni buni printre autorități care înțeleg. Deci odată conștientizare și odată educație. Educație care începe din familie până la urmă. Eu mă străduiesc, de exemplu, în fiecare an cu copilașii mei, care chiar nu mai sunt miculuți deloc. În fiecare an le printez câte unul, două colinde și mergem la rude în vizită cu hârtie în față, în speranța că
Le vor ține minte la un moment dat, dar vă zic, le printez, le dau la fiecare și cântăm cu hârtia în mână, la modul cel mai serios. Trebuie început, cum zicea și Ovidiu, se pot introduce în orele de școală. Oricum sunt foarte aglomerați cu tot felul de chestii nepractice și nu prea mai avem timp să ne ocupăm de lucruri, să învățăm lucruri care nu le folosesc. Lumea trebuie să se schimbe, iar colinde, cântecele, portul popular, graiul, cum zicea Ovidiu, astea sunt obligatorii oricând, și la 1800, și la 1900, și la 2000, și la 3000, anul 3000. De asta zic, cred că trebuie pus accent pe lucrurile care contează, care rămân. Dar ne revine tot nouă sarcina și de conștientizare și de, nu știu, de a face lobby până la urmă. Mă gândeam zilele trecute, apropo de folclor, avem atâția eroi populari. Dacă am avea, nu știu, o sumă de bani, uite Ovidiu, apropo, trebuie să ne gândim la un proiect. Avem IT-ști foarte buni în România. Ei pot crea niște acei eroi populari, nu știu, Toma Alimoș, celebra poezie din Țara de Jos și așa mai departe. Ian Cujianu lângă un interpret sau el cântând o doină. Dau un exemplu acum, îmi vine minte. Făcut, nu știu, într-un format electronic, un soft, prezentat tinerilor. Poate că altfel trebuie să ne adaptăm cumva. Poate că pentru cei de 16-18 ani e prea seacă. Nu știu. Nu știu. Să mergem cu mijloacele pe care le folosesc. Trebuie un fel de adaptare cumva. Nu știu. Nu știu. Poate în loc de ecranele de pe scenă care sunt foarte faine, ar trebui o hologramă cu artistul care e pe scenă. Habar n-am. Sigur că implică costuri. Dar poate așa captăm atenția. Că ei sunt atrași de minunile astea moderne și nu e rău. Dar nici folclorul nu-l putem lăsa deoparte, clar. Așa este. Deci, soluția ar fi dați legate de dorință și de putință. Da, deci practic e nevoie de un pas făcut de fiecare și dinspre public, spre tineri, și voi faceți nu doar un pas, mai mulți pași în direcția aceasta și iată că se nasc proiecte, evenimente, poate chiar de la această emisiune. Discuția noastră se apropie de sfârșit. Mi-a făcut o deosebită plăcere, însă înainte de a încheia, aș vrea să vă invit pe fiecare să transmiteți un mesaj comunității academice a UMFST George Mipala, de studenților noștri, mai ales acum în pragul sărbătorilor. Lia. Eu le doresc sărbători fericite, cu lumină și cu liniște în suflet, să anul care vine să fie mai bun din toate punctele de vedere. Și ceea ce aș vrea să le transmit studenților și masteranților, în special, este să se implice în cât mai multe evenimente organizate, să sperăm, anul viitor, ca voluntari, pentru că din voluntariat învață foarte mult. Ceea ce ne-am spus noi, și cu asta închei în discuția aceasta, în momentul în care ne facem echipa, e faptul că de foarte multe ori nu putem plăti această echipă din lipsa fondurilor și atunci voluntarii ar fi de un real ajutor. Eu vă doresc și celor care sunteți acum alături de mine, suntem împreună, să avem un an plin de tot ceea ce ne dorim în 2021 și să fim sănătoși. Ovidiu? Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru această invitație de a fi alături de dumneavoastră în această seară. Le transmit tuturor sănătate, în primul rând sănătate, ani mulți, frumoși, sănătoși și tot ce ei își doresc să se împlinească. Ce să zic, am avut șansa să fiu student la UMFST, am șansa să fiu doctorant pe ultima sută de metri, dar universitatea va rămâne totdeauna în inima mea. Am avut șansa să cânt și i-am promis și domnului rector că voi veni cu mare bucurie în fiecare an. Vom reveni împreună cu Ovidiu și împreună cu grupul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, pe care noi doi l-am înființat. Apropo, ca să o dăm altă poveste despre care o altă poveste frumoasă, pe care o dăm exemplu în seara asta și pentru care merită să povestim o altă dată. Mă bucur că am făcut aici facultatea și cadrelor didactice studenților le doresc să fie sănătoși și să dea Dumnezeu să revenim la normalitate cât mai curând. Vă îmbrățișez cu mult drag. La mulți ani tuturor!
La mulțumesc și eu încă o dată pentru prezența la emisiune, pentru activitățile pe care le faceți, pentru proiecte, pentru educație, pentru faptul că duceți mai departe tradiții și obiceiuri. Este și ultima emisiune pe care o realizez în acest an, de aceea aș vrea să vă transmit și eu să aveți sărbători liniștite și să rămâneți sănătoși, să ne putem reîntâlni cu bine și față în față la anul cu toții și mai rămâneți alături de noi să mai ascultăm o colindă. Cu toate acestea încheiem și vă spun o seară frumoasă. Mesia s-a